sunt convins că știți, povestea camerelor de luat vedere. De ce sunt ele puse, de ce trebuie să existe, cine a avut inițiativa, hai să o luăm pe rând. Este o inițiativă pe care ați moștenit-o sau pe care ați început-o dumneavoastră? Nu, am moștenit-o. Bun. De ce am moștenit-o? Este un proiect de aproximativ 2 ani, 2 ani și jumate, dar suma respectivă acolo nu presupune numai montarea 48 de camere, pentru că sunt 48 de camere care s-au montat deja în orașul nostru. Este vorba și de un sistem GPS, care toate mașinile poliției comunitare sunt montate pe mașini, sistem GPS, care se poate urmări mașina în ce loc al orașului se află exact. Aici nu sunt numai camere, este vorba și de cap, este vorba și de servere și de multe altele componente care se regăsesc acolo la poliția comunitară. Tocmai de aceea am și mutat poliția comunitară din primăria veche în spațiul nou de la ADP, datorită spațiului care aici era foarte mic. Acolo sunt trei panouri mari, care acolo se poate urmări în fiecare minut zonele unde sunt montate camere. Este un proiect bun din punctul meu de vedere, pentru că avem o informare exactă a tot ceea ce se întâmplă în zonele respective. Dar acolo există o problemă, pentru că aceste camere, în momentul când s-au făcut proiectarea, contractul și restul, nu au infraroșu. Drept pentru care, după ce se va termina demontat absolut tot ce vă dăm foarte, se va trebui să alocăm bani, cu acordul Consiliului Local, bineînțeles, să montăm și infraroșul la ele, pentru că ele nu sunt utile note. Adică pentru a intra în maxim de capacitate, cum ar fi trebuit să fie normal. Trebuie să fie gândită de la bun început. Deci camerele astea nu sunt puse ca să-i vadă pe buftenii care se refugiază pe străduțe ca să facă o aventură extraconjugală sau nu sunt un atac la intimitate, sunt efectiv pentru protecția lor, pentru protecția bunurilor, pentru o mai bună supraveghere a ceea ce se întâmplă în oraș. Da. Și cu ocazia asta vreau să vă anunț că deja pe mine mă sperie evoluția din ultima perioadă a spargerii de case, de exemplu. Sunt foarte multe mașini care circulă prin buftea cu fel de fel de numere din astea, ba provizorii, ba numere străine, ba nu știu ce Dumnezeu se întâmplă cu ele. Am sesizat de foarte multe ori și poliția. În ultima perioadă au început să treacă la urmărirea lor și la oprirea lor, să vedem care sunt reale, care nu sunt reale, care sunt legale, care nu sunt legale. Dar acele camere urmăresc. De exemplu, camerele sunt puse de așa natură încât nu poate să intre în oraș sau să iasă din oraș o mașină fără să nu treacă pe sub dreptul o cameră. Unei camere. Și atunci, în cazul în care, Doamne ferește, s-au spart. De exemplu, pe Flămânzen s-au spart foarte multe case. Am măsuri și am montat camere și în zona respectivă. Am luat măsuri și cu poliția comunitară, care nu văd că nu este apreciată de cetățean în momentul de față. Dacă vreți părerea mea, nici eu nu sunt mulțumit total de poliția comunitară. Avem acolo probleme, o să le rezolvăm în timp, că nu se poate face nimic dintr-o dată. Tot avem discuții, tot încercăm fel de fel de variante ca poliția comunitară să devină ceea ce ne-am dorit cu toții și îmi doresc și eu. Vis-a-vis de poliția comunitară, am văzut acolo și eu, urmăresc și eu de expresul, este o mașină care, într-adevăr, staționează de foarte multe ori pe Mihai Eminescu. În același timp, mai avem mașini care staționează numai pe Mihai Eminescu. Vreau să vă spun că staționează chiar și în Flămânzeni. Staționează chiar și la intrarea spre studio, între DN1 și strada studioului. Sunt anumite puncte fixe. Nu vreau să mă disculp sau să vin acum să duc imaginea în altă parte. Da, este o mașină care este pe Mihai Eminescu. Din mai multe motive. Cine vrea să o ia că este protecție pentru mine? Să o ia că este protecție pentru mine, având în vedere că și eu am primit anumite amenințări, dar nu asta e problema. Pe Mihai Eminescu, după cum știți, sunt foarte mulți elevi care vin de la liceu. S-au întâmplat N fenomene. Fete care au oprit mașinile lângă ele, le-au băgat în mașină și au plecat. Marea majoritate au început să circule pe această stradă, pentru că pe șantierul se poate intra foarte ușor în zonele, să nu le mai numesc. Și acolo se monitorizează inclusiv. Nu trebuie neapărat să vadă cine intră sau cine iese de la mine din curte. Probabil că m-ar deranja să spun că poate veniți la mine și uite să știe că ați venit la mine. Pe mine nu mă deranjează,
poate să vină oricine. Dar prin zona respectivă trec foarte mulți oameni, foarte mulți cetățeni și mi se pare normal să fie protejați. Repet, dacă stăteam în Flămânzeni, probabil că era mașina că stau eu în Flămânzeni. Dacă stăteam la studio, trebuia să fiu la studio. Deci nu, sunt niște posturi fixe care sunt în funcție de evoluția în timp a anumitor acțiuni care s-au desfășurat acolo, acolo, prin tot orașul. Apropo de, am mai primit reclamații că vecinii mei sunt foarte supărați pentru că e mașina acolo. Nu este adevărat. Și nu trebuie să fie nimeni. Nu urmărește pe cineva. Poliția comunitară trebuie să urmărească pe cei care au intenția de a face ceva rău și să protejăm cetățenii cinstiți. Consider că pentru o primă dată ajung informațiile pe care le-am cules de la dumneavoastră. Sper să ajungă la cei care sunt interesați să le vadă și să le audă. Sper să le și înțeleagă, pentru că știți cum e, citește cine vrea, înțelege cine poate. Exact. Și trebuie să specific eu de data asta, pentru cine nu, cred că știe toată lumea că sunt Corvin. În cazul în care nu știți, vă spun eu, sunt Corvin. Ideea acestui interviu îmi aparține, nu îi aparține domnului primar, a fost ideea mea, pentru că, așa cum a spus de la bun început, am vrut să dau o notă de autenticitate și veridicitate a afirmațiilor pe care le-am luat de la primar. Direct. Nu un text, nu un pseudonim, nu un nick. Da, și eu îți mulțumesc că ai luat tu inițiativa și ori de câte ori este nevoie sau considerați că există ceva care ar trebui lăgurit sau eu niciodată nu am pretenția ca Expresul, de exemplu, sau cei care scriu în Expres, nu am pretenția să mă laud. Din contră. Nu-mi plac laudă. Dar am o singură pretenție. E, mai știam eu un primar la care mi-i plăceau laudele și când l-am criticat m-a certat trei luni. Nu, dacă greșesc critic, niciun fel de problemă. Din contră, critica mă întărește și am și eu, ca orice om, am și eu greșelile mele, e posibil să greșesc, dar dacă e cineva care vine și mai mă trage de mânică și spune, alo, vezi că ai greșit, automat trebuie să mă îndrept. N-am absolut niciun fel de problemă în privința asta, dar aș vrea să fie real ceea ce se scrie acolo. Eu știu că am foarte mulți dușmani. Eu știu că am foarte mulți dușmani, mai mult pentru că s-au mai întâmplat multe lucruri pe aici. Am mai tăiat din elanul câtorva care tot veneau și era considerată primăria ca familia lui și avea acces peste tot. Acces are tot. Nu trebuie să aibă doar câteva persoane și restul nu. Și așa mi se pare fair play. Da, pentru faptul că am mai tăiat unele lucruri pe aici pe care chiar nu vreau să le comentez acum, da. Mi-am făcut anumiți dușmani, nu le convin. E problema lor. Așa cum am promis, vreau să fiu primar pentru toți, nu numai pentru unul, da? Și pentru unii nu. Domnule primar, eu vă mulțumesc. Vă mai lăsăm casetă și pe data viitoare. Da, mulțumesc oricum cu mare plăcere.